Deci, astăzi, cu mine de scuze că nu am venit în prezidiu, are loc dezbaterea publică referitoare la închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ. Drept pentru care deschid această ședință și vă stau la dispoziție în funcție de întrebările ce le puneți dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ascult. Bună ziua! Mă numesc Tolvaru Ștefan, sunt fondatorul unei asociații Club Sportiv din sectorul 3, care vrea să închirieze săli de sport și în sectorul 2. Mulțumesc. M-am uitat din fugitiv pe, cum să zic, pe link, pe ce se propune acolo și eu vin din experiența celor 9 ani, că eu de 9 ani închiriez săli de sport în sectorul 3, doar în sectorul 3. Și am aici lângă mine hotărârea de Consiliul Local care consfințește modalitatea de închirierea sălilor de sport. Pentru săli de sport am venit eu. Și este puțin diferită. Dacă are rost să spun câteva detalii, câteva spețe, eu nu vă o să deranjez dacă sunt alți colegi care... Concret, mă refer în primul rând la situația tarifară. Este să, dacă o să aveți plăcere și eu pot să o las cu obiect de studiu, pot să las și link, vă să trimit și link-ul, pot să o las și aici. Pot, ziceți, prețul pe oră în sălile de sport din sectorul 3 sunt stabilite în baza unei ședințe de Consiliu Local, între 6 și 25 de euro. Eu nu vreau să fac aici, cum să spun, să dau indicații, dar eu spun cum se procedează acolo și este cel mai bine implementat. Acum, referitor la ce a spus dumneavoastră, ne referim la ce este acum. Prețurile de pornire sunt stabilite conform unui raport de evaluare ANEVAR, autorizat ANEVAR, iar dacă ați parcurs dumneavoastră pe site-ul primăriei aici la dezbatere publică, ați avut acolo la informații suplimentare și dacă derulați PDF-ul referitor la proiectul de hotărâre și regulament sau ce este acolo cum este scris, veți vedea că la finalul desfășurătorului există o listă de prețuri minime de pornire, conform raportului de ANEVAR. Dacă puteți să vă uitați din nou pe site-ul primăriei și vedeți acolo la interpelare publică unde aveți, este făcut. Și ca deci derulat sunt toate unitățile de învățământ din sectorul 2, unde este prețul per oră, prețul minim de pornire pentru oră și prețul pe metru pătrat. Pe metru pătrat? Da, există, da? Okay. Uitați, aveți chirie lei metru pătrat și pe chirie lei pe oră. Exact, așa, dacă vreți vă dau să-l vedeți. Păi eu nu m-am uitat, să fiu sincer, nu le-am văzut. Nu v-ați uitat, nu? Nu m-am uitat. Deci acest raport de evaluare se face din 5 ani, 5 ani, în baza cărora se face un raport de inventariere care se declară la Direcția Taxe și Impozite Locale, DVBL, și conform acestui raport de ANEVAR este făcută și pentru oră și pentru metru pătrat. Păi și practic cum va fi? Luăm de școala... Este un preț de pornire. Am înțeles, dar practic școala cum va stabili? Pe metru pătrat sau varianta cealaltă? Dumneavoastră vreți să închiriați sala de sport. Sala de sport. Atunci intră pe oră. Dacă vreți un metru pătrat, atunci înseamnă că vreți o sală de clasă, o sală de festivități și așa mai departe. Procedura inițială este la fel ca cealaltă din 217 și din celelalte hotărâri de Consiliu Local care au fost înainte, unde, într-adevăr, prin hotărâri de Consiliu Local erau stabilite niște prețuri minime. Numai că codul administrativ nouă ne impune să facem aceste evaluări. Și aceste evaluări sunt făcute în funcție de zona unde se situează unitatea școlară de învățământ. Ok, m-ați lămurit. Da? V-am lămurit acum? Deci rugămintea mea este, dacă să intrați după ce terminăm, să intrați pe interpelare publică la ședință și veți vedea acolo mai multe informații și dați acolo click și veți vedea și derularea și acestor prețuri care, dacă vreți, eu dau dumneavoastră niciun fel de problemă. Că le găsesc acolo. Nu... Și așa am imprimat-o și am tăiat niște copaci de pe mână. Da? Nu, o să le găsesc și o să... Da. Da. Da, vă rog frumos.
Bună ziua, Iuliana Constantinescu, președinta Asociației de Părinți Bună la ziua, doamnă. Cean Blaga din București. Bună Deja mi-ați răspuns la primul aspect pe care vroiam să-l ridic, și anume acel raport ziua. Da, exact. care, așa cum este formulat în acest moment în regulament, este că ar trebui să-l aibă, E să-l adevărat, numai că domnește caietul de e sarcini. adevărat. Deci acest raport de evaluare este și general la Eu vreau să vă spun ce total. s-a înțeles. S-a Am înțeles că înțeles. școala ar trebui să facă acel raport și noi ne puneam Cu întrebarea de siguranță unde vor iau fi. școlile Am bani să facă înțeles. de Cu fiecare dată siguranță, cu asta. siguranță școlile, dacă vor avea de întrebări de pus, vor suna. Vor discuta cu mine, că nu este niciun fel de problemă, sunt deschisă oricând de discuții care se inițiază la nivelul oricăror activități care, în bine, mă refer la în funcție de limita mea, de ce aș putea să rezolvă, niciun fel de problemă, școlile vor fi lămurite Ideea e la că această atâta vreme funcție. cât el ar trebui să se regăsească conform Am modul în înțeles, care e da. formulat Deci acum v-am în zis. caietul de sarcini, școala ar trebui să Deci aibă acel raport. această listă de prețuri Și atunci minime. poate reformulați cumva acel articol din care să reiasă clar că vorbim de raportul care se află la Da, nivel de deci bine, DGAB și niște tarife s-ar putea spune și să zic, nu știu, o să discut și cu colegii mei care m-au ajutat la elaborarea acestei documentații pentru închirierea spațiilor excedentare și a sălilor de sport și cu siguranță voi găsi o soluție plauzibilă să pot să dau o soluție și bună și în același timp și permisibilă să lămuresc necalitățile din acest regulament. Mulțumim frumos, ca de fiecare dată. Vreau să mai ridic o altă problemă și nu vine doar din partea asociației noastre, mai mulți colegi din alte asociații de părinți ne-au semnalat lipsa din acest nou regulament a unei prevederi care exista în vechiul HCL cu privire la spațiile care se acordă cu titlu gratuit pentru sediile sociale fără activitate ale asociațiilor de părinți. Și poate ar fi bine să fie trecut în regulament ca o excepție, da? Că nu se supun închirierii, ci că acele spații se acordă în continuare cu titlu gratuit pentru a sprijini activitatea asociațiilor de părinți, care practic Da, sunt am să opozițional cu discutat, activitatea noastră de am școală. înțeles dorința dumneavoastră, am să discut cu colegii mei de la juridic dacă pot încadra acest articol în închiriere, dacă se poate, bineînțeles, sau dacă este necesară să fac o hotărâre de Consiliul Local separată față de, conform codului administrativ, cu titlu gratuit, pentru activitate non-profit pentru asociațiile de părinți și activitățile non-guvernamentale. Și Da? mai avem de ridicat un aspect cu privire la o, să zicem, puțin lipsit de temei legale, o prevedere care spune că DGAP-ul ar trebui să își dea acordul pentru a Este o atribui la... avizare, este o avizare, Da, este acum o trebuie avizare, reformat pentru că știi cumva, foarte pentru că bine, altfel suprareglementăm peste exact, legea știu că anul Curții trecut a Mării. apărut o legislație privind ordinul de ministru în ceea ce privește funcționarea și organizarea cluburilor sportive și a aparatelor copiilor, unde cluburile sportive școlare pot și din toată țara, de fapt, dacă vor să vină în București să-și ia câteva ore într-o bază sportivă, mă refer și terenul și săl de sport și nu știu ce mai cuprinde baza sportivă a unei școli, permite acest lucru și într-adevăr este pentru cei care vor să studieze mai în aprofundime această legislație, este ordinul de ministru 6224 din 2023. Da? Iar acordul de GAPI este exclus Este o pentru... avizare, doamnă, este o avizare. E ca un fel de informare prin care școala poate să facă acest acordul lucru, și rezolvăm ca și și la problema. închiriere ocazionale, în momentul în care cineva vrea să facă o filmare, spre exemplu, pentru 2 ore, este un fel de informare prin care școala respectivă poate face acest lucru. Mulțumesc. Cu multă plăcere, doamnă. Bună ziua, Bună ziua. domnule Dan Dacian, de la Asociația Club Sportiv Dan Dacian. În sectorul 2 activăm de aproape 20 de ani, 19 ani. Performanță la internațional și internațional. Pe noi ne interesează în primul rând să avem ceva clar pentru a închiria sălile de sport și pentru a avea o continuitate. Este Nu clar. putem... Este clar, da? Eu acum târziu n-am apucat să parcurg tot, era... Exact ca și în 216, 217, scuzați, inițierea închirierii, directorului de învățământ. Da? Da. Dumneavoastră solicitarea la fel scrisă către directorul de învățământ dacă au disponibilitate pe orară pentru închirierea acestor săli de clasă, deci este identică. Da, Numai este că prețurile de pornire identică. sunt modificate, prețurile minime de pornire pentru ore sunt modificate conform raportului anual.
Adică dacă am 2 lei, eu pot să încerc de la 2 lei, doar nu sunt în euro, sunt în lei, da? Mi se pare normal. Așa, pentru închirierea, deci dacă citiți cu foarte mare atenție regulamentul, aveți totul notat în regulament, exact pașii care trebuie să urmăriți. Nu se mai acceptă o singură ofertă, sunt două oferte, conform codului administrativ. Nu l-am făcut eu, clar, deci nu l-am făcut eu codul administrativ. Două oferte depuse, exact, deci citiți cu foarte mare atenție regulamentul, pentru că acolo, dacă sunt nelămuriri, eu vă stăm la dispoziție, aveți telefonul de fix al DGAP-ului și mă știți foarte bine, mă numesc Doina Gheorghe, nicio fel de problemă. Da, mai am este o diferență față de alți anii trecuți în care școala primea 50% sau primea o parte din acești bani. Deși da. Erau interesați să închirieze. E adevărat, așa este. Aveau, așa este, numai că în codul administrativ, tot așa, codul administrativ pe care nu l-am făcut eu. E adevărat, de la 20 la 50% pot lua prin hotărâre de Consiliul Local cei care sunt administratori. Administratorul în cazul de față este deja pe eu, primăria sectorului 2. Înțeles, nu este un termen legal, de aceea s-a și modificat, unde până la o anumită perioadă de timp, cred că până în 2018, școala a luat 50%, iar apoi din 2018, după apariția codului administrativ, în totalitate, acest chiria a intrat de la taxe și impozite și la bugetul satului. Înțeles, deci nu mai există niciun interes din partea școlilor. Eu am... Anume? Apăsați pe buton. Nu mai poate închiria școala. De ce nu închiriază direct DGAPI-ul cu acordul școlii? Că practic DGAPI-ul e administratorul. Vă dați seama... Calitate de... E adevărat, așa este. E adevărat, știu. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, numai că noi nu avem disponibilitatea orarului respectiv și a structurii școlare. Mă refer la... Efectiv. Este că obligăm școlile să facă niște contracte de închiriere în care nu au calitate. Nu, v-am zis, există la, doar la inițierea unității de învățământ. Noi nu am obligat niciodată școală. Este punct, deci niciodată nu am spus așa ceva. Dacă vrei să închiriezi, este ok. E adevărat. Nu, aici... Nu, ba da, și în alte sectoare se practică școala, face contractul și la școală... Este adevărat, așa este, da. Eu vă spun că în alte sectoare este același... Dacă există reglementată la nivel de hotărâre de Consiliul Local, se poate face așa ceva. Și poate se poate mandata școala să facă închirierea. Da. Doar dacă dorește inițierea întotdeauna și în celelalte hotărâri mai vechi și în cea care a fost, care e în continuare până la aprobarea noi hotărâri în ceea ce privește închirierea, inițierea... Inițiativa o au școlile. Tot ele fac și caietul de sarcini, tot cine are contracte de închiriere încă în vigoare până la emiterea unei noi hotărâri de Consiliul Local, știu foarte bine pașii de licitație care au fost și deschis unde toată lumea a participat și nu au existat neînțelegeri, mă refer, și din punct de vedere juridic și din punct de vedere al prețurilor, pentru că totul este sigilat și totul e deschis în momentul în care este declarată ședința de deschidere pentru oferte. Mă refer la preț. Da, nu o să intru și în discuția parteneriatului, pentru că aici am înțeles că e altceva, dar pentru susținerea copiilor, că CSS-urile pot intra din experiența. Da, există un mod, v-am și spus în video, repet, 6224 din 2023, care toată țara poate să vină să închirie, să ia aceste locuri disponibile, e reglementat de lege. Dar în ultimii 10 ani CSS-urile sunt fără performanțe la nivel, cel puțin în sportul pe care îl... Nu știu, cred, vedeți, tot în ordinul de ministru, în 26224, dacă citiți dumneavoastră cu atenție, cred că puteți să vă faceți un parteneriat cu aceste cluburi școlare. Da? Vă rog. Cluburile sportive școlare sunt unități de învățământ cu activitate extrașcolară, deci se supun legii învățământului și de-aia au altă modalitate de acces la spațiu școlar. Ele sunt unități de învățământ.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu am spus doar de performanțele pe care le au aceste CSS-uri, au antrenori. Vă rog frumos, vă opriți la microfon ca să se audă, că după aceea da, trebuie să fac am spus, doar am transmis aici că CSS-urile nu fac performanță, fac un spor de masă, ceea ce facem și noi la un nivel, dar partea de performanță dispare. Dacă accesul cluburilor sau asociațiilor care fac și performanță nu pot intra în sală. Ați să citiți cu foarte mare atenție ordinul de ministru? O să-l citesc. Și vedeți, poate, eu știu, din cât am citit, că ar exista o portiță pentru a face performanțe. Pentru că, din câte știu eu, asta nu e din București, știu de un club școlar din Vâlcea, care s-a afiliat cu un, nu cu școala din Vâlcea, un club de basket, mă refer. Știu. Că am fost la un basket cu dumneavoastră, a fost și dumneavoastră participând la acel meci de basket, da. Așa, unde cei din Vâlcea erau împreună cu un club sportiv școlar, dar nu mai țin minte din ce județ. Și aveau destul de multe performanțe, adică nu erau așa de mici în ceea ce privește performanțele. O să mă uit, sincer, o să stau. Deci v-am dat, notați-vă din nou numărul de ordin al ministrului, 6224 din 2023. De câte am observat eu, nu are modificări între timp. Arată decât că este publicat în data de 4 ianuarie 2023. Și vă documentați și vedeți cum puteți să faceți cu aceste cluburi școlare să le ridicați performanța. Da. Bun, o să mă uit să citesc și despre închiriere exact tot. Vă rog frumos, cu citesc cu foarte mare atenție. V-am zis, dumneavoastră aveți contracte de închiriere în salele de sport din sectorul 2. Procedura nu este diferită față de ce era înainte. Cu singura mențiune că sunt două oferte conform codului administrativ. Nu l-am făcut eu, încă o dată repet. Mă repet. Asta este și chiar de adevărat că acei 100% bănuți care intră în fondul școlii trebuie vărsați la bugetul de stat. Da. Eu vă spun că o să, clar, școlile nu vor mai dori să facă această licitație pentru că pentru ei pur și simplu încasează sau fac contracte, fac licitație și nu o să le mai convină bătaia asta de cap și zic că bine, mai bine nu închiriam. Este, mie mi se pare că ne-am complicat puțin, dar o să vedem cum decurg. Nu vor avea niciun interes. Am zis, întotdeauna au fost la inițiativa școlilor. Okay, da. Întotdeauna. Trebuie întotdeauna. Să acordul școala. Nu, întotdeauna. Degeaba, eu nu poate să... V-am zis, nu pot să fac o inițiativă fără să cunosc ceea ce am disponibil. Da? Iar v-am zis, un contract de închiriere, spre exemplu, l-am anul acesta l-am pe un interval de la 6 la 5. Pardon, de la 5 la 6, pardon, scuzați. Iar anul viitor nu mai l-am. Conform deci, regulamentului, școala ar trebui ca la începutul anului școlar să stabilească care sunt spațiile excedentare. Deci, dacă eu cunoscând care sunt spațiile excedentare, poate, repet, cu acordul școlii, decide închirierea spațiului direct de către DGAPI. Dar nu pot să decid eu, să știți. Nu se vor... Dacă vor să... Dați seama că n-au niciun... Dar dați seama că și atunci evidența, deci ce faci mai departe? Cum ai? Adică, spre exemplu, nu știu, am o asociație sportivă din cadrul cate de educație fizică și am nevoie de intervalul care l-are domnul Dacian de la 5 la 6. Are un contract de închiriere, vine școala, domnul Dan Dacian, nu mai pot să mai vă ofer din intervalul ăla de la 5 la 6. Ce facem atunci? Deci nu există ceva care nu am. Corect? Adică domnul Dan Dacian poate să meargă, că acum e de față, îmi pare rău, da? Că vă dau ca exemplu. Așa? Bun, ok, să zicem că pot să-i ofer în schimb altceva, un alt interval orar. Dar la domnul de la clubul sportiv nu poate să închirieze, dar să vină de la 7 la ora 8, pentru că am copii mici, care vor să facă nani sau pare o teme. Da?
Este foarte complicat și nici ca spații, mă refer, și ca spații pentru învățământ, spre exemplu, să zicem că fac nu știu, o școală. O școală, da? Am nevoie de patru clase. Exact cum pot să încep. Patru clase de... Deci, din gen 4, 4 cu 2 ani, o clasă, să zicem că am o clasă, un etaj cum ar veni, da? Și anul viitor școala își propune, cum își face planul anual de învățământ, și trebuie dat la începutul anului, da? Undeva până în februarie, ceva de genul, unde își face anul planul anual de învățământ, am dreptate sau nu, unde își propune ca ea să pornească de anul viitor cu două clase de pregătitoare, două clase sau patru clase de clasa 5-a și așa mai departe, sau să-și facă și grădiniță, sau să-și facă și creșă. Și atunci, cel care a închiriat tot etajul pentru o școală particulară, ce face acel om? Deci, clar, deci eu îi dau un preaviz cum ar veni că în 30 de zile trebuie sau în 60 de zile trebuie să elibereze spațiu pentru că am nevoie pentru învățământ. Are pe 5 ani, dar în clauzele respective scrie că se poate face în momentul în care am nevoie pentru învățământ. Aceste contracte sunt cu prelungire anuală? Doar 5 ani, 5 ani, 5 ani. Deci dacă vă uitați tot așa în modelul de contract și în regulament, mai ridicat o problemă. Contractul de închiriere pe 5 ani, dacă eu declar spațiu excedentar pe an școlar. Nu e declarat pe an școlar. Acela doar ceea ce are disponibil în afară de ceea ce este închiriat. Atunci se poate anula de comun acord cu părțile. Da? Da. Puneți, vă rog frumos. Este ok. Mulțumesc frumos. Mai sunt întrebări? Nu știu, eu nu... Eu de aici nu știu cum să dau drumul pentru online. Da, dacă mai sunt întrebări, vă sunt la dispoziție. În cazul în care am putut să vă lămuresc și m-am făcut înțeleasă că este pentru prima oară când particip la așa ceva. Mulțumesc. Oricând vă stau la dispoziție. Mai sunt întrebări de pus? Pentru cei din mediul online, dacă se poate, vă rog frumos. Mai așteptăm puțin, poate să vrea cineva să întrebe și apoi dacă sunteți lămuriți în totalitate și oricând vă stau la dispoziție, aveți telefonul nostru pe DGAPI sector 2 sau învățăm în sector 2, aveți acolo și o pagină de transmis e-mail-uri, îmi dă scuze. Veți primi răspunsurile în funcție de întrebările dumneavoastră și în funcție de ceea ce pot eu să vă spun la dispoziție. Este ok? Mai sunt întrebări? Nici în mediul online, nu? Bun, atunci declar închisă această întâlnire publică în ceea ce privește închirierea spațiilor disponibile și vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat și că ați participat. Mulțumesc frumos! Mulțumesc!